Cel puțin 700 de creștini au fost uciși în Nigeria în cursul lunii mai, potrivit unui raport publicat de Societatea Internațională pentru Libertăți Civile și Statul de Drept din Anambra. Într-unul dintre cele mai sângeroase episoade de violență anticreștină din istoria țării, statul Plateau din centrul nord a fost raportat a fi zona cea mai afectată, în special în județul Mangu. Raportul susține că cel puțin 300 de creștini au fost sacrificați pe parcursul a trei zile, 15-17 mai, în stat. Raportul mai susține că cel puțin 1100 de creștini au fost uciși de jihadiști între 12 aprilie și 12 iunie, ceea ce reprezintă o medie de 17 de cese pe zi. Perioada analizată reprezintă de asemenea una dintre cele mai sângeroase atacuri anticreștine din Nigeria, se arată în raport. ONG-ul fondat de criminologul creștin MK, își extrage statisticile dintr-o varietate de surse, inclusiv mass media locală și internațională, organizații religioase, organizații comunitare, canale de securitate, cercetare, organizații interguvernamentale, organizații neguvernamentale, organisme pentru drepturile omului, organizații parlamentare internaționale sau instituțiile diplomatice. Raportul vine în timp ce creștinii nigerieni și Grupurile pentru drepturile omului s-au exprimat îngrijorarea de ani de zile că violența desfășurată împotriva comunităților agricole predominant creștine din Statele Maidal Belt, de către păstorii radicalizați, a atins nivelurile genocide deoarece mii de oameni au fost uciși în ultimii ani. Cu toate acestea, guvernul nigerian a respins afirmațiile conform cărora violența este influențată de religie și insistă că face parte de ciocnirile de ani de zile între fermieri și păstori. În plus, datele citate de Departamentul de Stat al Statelor Unite sugerează că violența împotriva creștinilor reprezintă o mică parte din crime. Noul raport identifică Benin drept al doilea stat cel mai grav afectat, documentând 110 decese din mai până la începutul lunii iunie inclusiv 40 uciși într-o perioadă de 24 de ore de la 3 iunie până la 4 iunie. Între 12 aprilie și 12 iunie, numărul creștinilor morți a depășit 190. Statul Caduna a fost numit a treia regiune cea mai mortală, arată raportul. În aceeași perioadă de două luni a fost martor la uciderea a cel puțin 100 de creștini. Pe 15 aprilie, 33 de persoane au fost ucise în statul Runji, un atac care a dus la distrugerea a 42 de case. Potrivit Uniunii Popoarelor Caduna de Sud, peste 245 de comunități din Caduna de Sud au fost capturate brutal de radicalii fulani în ultimii șase ani, se arată în raport. Raportul subliniază de asemenea că cel puțin 100 de biserici au fost incendiate sau distruse între aprilie și iunie, doar pe acest stat reprezentând 28. Printre victime s-au numărat clerici, raportul afirmând că numai puțin de 20 de pastori creștini au fost răpiți sau uciși în această perioadă. ONG-ul susține de asemenea un model îngrijorător de răpiri. De la Caduna, la Niger, la Borno și multe altele, se raportează că peste 1400 de creștini au fost luați în ultimele două luni. Statul Caduna a fost în fruntea listei cu cel puțin 700 de răpiri, urmat de statul Niger cu 300. Raportul sugerează un impact devastator asupra comunităților creștine, începând cu 2016 peste o de comunități fiind strămutate și ulterior ocupate de atacatori. Printre acestea, statul Benu a pierdut 400 de comunități, caduna 245 și Plato 200. În ciuda amplorii situației, comunitatea internațională nu a răspuns încă decisiv la acest dezastru umanitar emergent. Guvernul nigerian nu a răspuns încă afirmațiilor făcute în raportul ONG-ului. Fulanii predominant musulmani cuprind sute de clanuri din multe linii diferite din Africa care nu au opinii extremiste, dar unii fulani aderă la ideologia islamistă radical, a declarat grupul parlamentar al tuturor partidelor din Regatul Unit pentru libertatea sau credința internațională într-un raport din 2020. La începutul acestui an, Departamentul de Stat al Statelor Unite, condus de președintele Joe Biden, și-a reafirmat decizia de a elimina Nigeria de pe lista țărilor cu o preocupare deosebită pentru încălcările libertății religioase, după ce a efectuat ceea ce a descris drept o evaluare atentă. Creștinii nigerieni, grupurile pentru drepturile omului și membrii Congresului s-au opus deciziei de a ridica desemnarea CPC din Nigeria după ce Nigeria a fost adăugată pe lista în 2020 sub administrația Trump. Au continuat să existe frecvente incidente violente, în special în partea de nord a țării, care au afectat atât musulmani cât și creștini, ducând la numeroase morți, se arată în raportul Departamentului de Stat privind Nigeria răpirile și jafurile armate de bande criminale au crescut în sud, precum și în nord-vest, sud, sud și sud-est. Organizația internațională creștină Open Doors a declarat că grupurile teroriste, păstorii militanți și bandele criminale sunt responsabile pentru un număr mare de decese, iar creștinii erau deosebit de vulnerabili, relatează christiantoday.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.